Salut, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciuc Live, prieteni, și astăzi, întâmplător, am văzut un challenge pe YouTube și m-am râs cu lacrimi. Nu mai puteam. Și am spus că numai decât trebuie să-l facem și noi. Astăzi noi vom încerca să-l facem. Sper să se primească și dacă o să vă placă și vouă, o să ne scrieți în comentarii sau o să ne puneți like și putem să facem partea 2 sau putem face cu Ghira, cu Andrieș. Mai scurt o să vedem. Challenge-ul constă în felul următor. Se numește astfel. Ghicește cine sunt eu. Eu i-am spus lui Natasha că ți-ai două foiste, două îmi dai mie. Eu am scris două denumiri, ceva pe două foiste acestea. O să trebuiască eu să-ți dau una, tu nu te uiți în ea ce scrieți, o pui deodată aici în frunte, ca ea să se vadă. Și să mă întrebi pe mine. E cald, e rece, e alb, e negru, mare, e mare, mic. Și trebuie să ghicești, să vedem cine se descurcă mai bine și cine mai repede. Eu vă spun că m-am râs cu lăcrimi, cu lăcrimi azi când am văzut acest challenge, azi că-l facem numai decât și noi. E foarte amuzant, așa că rămâneți noi până la urmă să vedem cine se descurcă mai bine. Deci eu am două foițe, aici nu le arăt ce scrie pe ele. Și eu? Hai, și prima. Prima ce, să-ți dau eu? Da, da, da. Închide ochii. Mm-hmm. Prima o să fie... Ține-o cu mâna. Așa? Da, se gata, vede? Poți deschizi, da? Eu cred că se vede. Nu știu cine. Hai, și trebuie să mă întrebi pe mine, că eu să trebuie să-ți răspund la întrebările tăi. Sunt mare? Nu chiar mare. Mediu? Da. Ce culoare am? Culoare cafeniu? Este și cafeniu. Este și cafeniu? E blândă sau rea? Da, știi că sunt și blinde și rele. Dinți are? Dinți pare mi se n-are. Asta e pasăre? Da. Pasăre? Sălbatică sau domestică? Sălbatică, știu, este sălbatică. Nu, hai spunem domestică. Cocoș? Nu. Rață? Nu. Pasăre. Da, țâpă? Țâpă, țâpă. Țâpă? Gâscă? Nu. Nu. De cine sunt eu, oare? Doamne, nu știu, pasăre. Gâscă, rață, cocoș, am zis, nu. Hulub. Nu. Cine? Hai! Asta care cum e română? Induc, nu? Nu, curcan? Curcan. Nu. Tu ai vezi curcan, este curcă. Nu e curcan. Nu. Dar tu ai zis domestic. E domestic. Da, și încă avem noi. Rață, gâscă, curcan, cocoș. Noi. Lebedă. E lebedă de casă. Noi, ei toate le-au spus numai asta, nu. Cine când mergem? Cocoa, găină! Găină, dar pute ai scocoș. Eu-s găină și cu tine! Eu vine, mă rog, curiță. Da, așa, bărbat spun la femeie. Găină. Dar și dar tu cocoș, nu cocoș. Erai pe aproape, dar spune-i tăte, numai nu rață, gâscă, numai nu găină. Păi nu poți spune cocoș tu. Și am afirmat, nu? Da. Hai, eu. Hai, închide ochii. Ține. Se vede? Eu mă gândesc că da. Hai, începem așa. Hai. Să animal sau pasăre? Animal. A, deodată, oi, bun, animal. Domestic sau sălbatic? Sălbatic. Ei, dar tu ești hitru, tu ai văzut challenge și deodată niște întrebări. E mare sau mic? Nu-i mic. Și nu-i chiar mare. E puternic? Corect. E el sau ea? N-am? Hai. El, dacă ești bărbat. Aha, el. Trăiește în Moldova sau nu? Nu, este. Nu mult, da. Este? Da. În păduri?
La noi în păduri. Da, este, da. În păduri la noi. Este, da. În păduri la noi, da? El crește animalul ăsta, da? Da, da. La Moldova. La Moldova. Este și în alte țări, desigur. Dar la Moldova, este. Moldova este, este, da? Este. E sur? Sur. Lup? Da. Da? Lupu, lupu, lup, lup. Lup, lup. Dar de ce voi spuneți lupu? A, unul lup. Unul lup? Nu, mai mulți lupi. Lupi. Lup. Ești rău ca un lup. Uite. Hai, tu închide ochii și așa să vezi ca cine-i sfitocul și tata. Hai. Ha, țări. Așa. Hai. Animal sau pasăre? Nici animal, nici pasăre. Nu știu, cine? Ei, cine? E rău nici... sau bun? Dar nu poate fi nici rău, nici bun. Nu, bun, nu faci nimic rău. Dar strigă, țipă? Nu. Nu? E mut? E mut. E mut. Deci asta e obiect? Nu-i? Nu, nu e obiect. Nu e obiect. Nu e șarpe. Nu? Tu m-ai întrebat animal, de asta ți-am zis că nu. Mare? A, tu ai zis că... Ce mare? Tu, eu am întrebat mare sau mic? Nu m-ai întrebat. A, tu... Este și mare, este și mic. Poți să mănânci? Nu. Nu? Nu, dar cred eu... că nu. E feminin sau... El sau ea? Feminin. Dar noi putem să mâncăm? Păi ai întrebat numai și ți-am zis că nu. Nu noi, dar... am. Te dacă n-am văzut așa challenge, eu nici nu știu ce. Nu, dar să trebuie să dai... Dar pe asta nu... Da, challenge. Indicii. Indicii, trebuie să mă întreg. Nu poți spune... Trăiești în pădure? Trăiești? Uh-huh. Spune că trăiești și în pădure. Nu viu înseamnă că... E viu. E ceva viu. Nici țâpă. Nici nu țâpă. Dar cum? Să țipi dacă ți-am zis că le-am eu de-am spus. Nu e animal, nici pasăre. Cum să țipi? Viu și trăiești în pădure, nici animal, nici pasăre. Nu, cine și nu e obiect. De-am eu îți dau indicii. M-ai întrebat obiect, am spus că ți-am aminte. Copac? Din copac ceva? Floare, copaci? Păi de floare, copac. Copac? Și cum trebuie să întreb? Nu. Floare? Da. Floare? Păi dar tu trebuie să... Păi dai, floare. A, înseamnă cum se numește asta? Măi, floare! E floare asta care apare primii, ghiocel? Măi, ghiocel! Floare! A, floare! E floare, eu zic floare! Eu am înțeles că e floare și mai departe, nu? Da, te numire, e, da! Trandafir sau... Da, dacă eu tu ai să scriu un copac și am spus, dai copac, dai copac! Arțar, ce? Nu mai e floare, gata, e ori copac, ori floare. Oh, floare! Dar am ghicit, vezi? Hai, ghicit, eu. Hai, închide ochii. Eu cu întrebări mai greu, ține. De tot greu. Svede, da? Da, da, svede. Nu, sigur, e viu, mort. Da, viu. E obiect, e... Ai, viu azi? Da. A, dacă e viu, deja nu este obiect. E plantă sau animal, pasăre? Animal. Iar tu cu animale. Măi, n-ai nici animal. Și prima a fost și a doua animal. Dacă tu ai strigat asta toată ziua. Mă, ce, strigă? Indiciu. Strigă, da? Nu știu. Crește la noi în Moldova? Nu. A, nu la noi în Moldova. Da, e, dar e simplu asta ceva. Dacă nu crește la noi în Moldova. Pe unde crește? Prin Africa, pe cu... Este, da. Ce? E mare? E mare. La noi în Moldova el nu este. Nu este. Nicăieri. Nu m-am zouă. Ia. Smiceala, să nu-i cinstit. E leu, tigru, ceva de genul ăsta. Hai spune, anume cine? Leu? Nu. Tigru? Da. Da? Да. Что же репети?
știe. E, mă, interesant. Dar eu acum cât stăteam, eu ne-a venit multe, foarte multe idei care mai interesant. Eu acum, sincer, vă spun spontan, tu încă ai avut timp, în timp l-ai scris. Dar eu repede m-am dus iată aici la bucătărie, nu știam să scriu, numai le-am scris și am niște pornicare. Eu nu știu cine s-a descurcat mai bine, prieteni. Arată, de unde tu ai luat așa challenge? Să pregătesc altă dată și eu. Ți-am spus, uite-te pe YouTube, ghicește cine sunt eu. Și este foarte interesant. Numai că trebuie să ai, mă rog, așa ceva pus în cap și să ți-o lipească. Nu să o ținem noi. Dar eu cred că nu e nicio diferență, că sensul este același. Trebuie... Înseamnă că, prieteni, scrieți-ne, vă rog, frumos pe Instagram niște idei. Și mie scrieți niște idei, de exemplu, să scriu pe foiețele acestea ca să fie mai complicat și mai amuzant. Corect. Și cine se va descurca mai bine. Dacă v-a plăcut partea asta prima, puneți like-uri și nu uitați-vă abonați pe canalul nostru YouTube. Și poate facem și cu Mira. Cel mai bravo. O să așteptăm comentarii. Da. Fie curând și practică următor. Pa, pa!